vă promit că mi-am stabilit ca principiu să nu-mi spun greșelile toate până îmi termin mandatul. Le voi spune după, într-o analiză foarte rece și după ce mă liniștesc puțin. Traian Băsescu vine luni 4 mai de la ora 11 la Adevărul Live pentru o discuție sinceră despre cei 10 ani în fruntea statului. Am avut un mandat cu realizări și neîmpliniri, cu greșeli. Dar niciodată greșelile n-au fost intenționate. Fostul președinte al României va explica deciziile controversate pe care a trebuit să le ia de-a lungul celor două mandate la Cotroceni, cum și-a ales oamenii cu care a condus țara și va enumera momentele critice în care a luat decizii capitale. În primul rând este vorba de reducerea fondului de salarii pentru tot aparatul bugetar din România. Cu 25%. Nu vor lipsi nici dezvăluirile despre întâlnirile fostului președinte cu cei mai importanți lideri ai lumii din ultimii 10 ani, dar și momentele esențiale din relațiile internaționale ale României. Intrați luni de la ora 11 pe live.adevărul.ro și urmăriți un interviu eveniment cu fostul președinte Traian Băsescu. Bună ziua, am revenit la Adevărul Live. După cum ați văzut în acest promo, deja domnul Traian Băsescu, fostul președinte al României, se află în studio Adevărul Live și o să avem un interviu, eveniment, maraton. Două ore ne-a promis domnul președinte că stă în studio. Maxim două ore. Pentru analiza sinceră, credem noi, a celor 10 ani de mandat, domnule președinte. Lângă mine se află și Dan Marinescu, redactor și Adevărul, cu o serie de întrebări punctuale din tot mandatul. Toate mandatele, cele două, da, ale dumneavoastră, cele mai importante evenimente care s-au întâmplat în timpul mandatelor dumneavoastră, controversele de asemenea, și v-aș întreba pentru fanii noștri de pe Facebook, fanii Adevărul de pe Facebook, cum e după trecerea în rezervă, punem ghilimele. Trebuie să vă spun că este pentru prima dată în viață de după majorat când mă trezesc dimineața fără griji. E un sentiment extraordinar de plăcut. Poate că abia acum reușesc să trăiesc ca un om normal. Pentru că în tinerețe am fost ofițer de marină, comandant, sărei din pat și zi și noapte. Pe urmă am fost director, pe urmă subsecretar de stat, secretar de stat, ministru, primar, general, președinte. Tot timpul am avut responsabilități. Acum mi se pare că marea mea responsabilitate a rămas să-mi apăr mandatul în această campanie de distrugere a ceea ce s-a făcut în cei 10 ani sau de discreditare. Urmăm mandatul cu, de la început încă, Dan are deja întrebările cronologic aproape, sperăm că terminăm în cele două ore toate controversele mandatului dumneavoastră, dar și lucrurile importante care s-au întâmplat. Uite, o să fiu foarte sincer, în două ore este imposibil. Sigur, probabil că v-ați propus câteva puncte cheie din mandat, dar... Nu se poate epuiza un mandat de 10 ani în două ore. Este evident, dar mă rog, sunt momente despre care toată lumea își amintește. Că de când am anunțat că veniți la interviu, au venit și întrebări de la cititori și acolo oamenii erau curioși pe anumite momente. Cred din... că e cel mai important lucru, exact, să răspund la acestor curiozități. Și funcție de asta aș vrea să, sigur, trecem prin cei 10 ani, evident nu-i vom acoperi. Și aș vrea să începem, o să o luăm cronologic, ca să respectăm cumva o ordine, cu momentul 2004, când l-ați învins pe Adrian Năstase. A fost celebra dezbatere de la TVR, nu? Parcă mediată de Cristian Tudor Popescu. Atunci ați avut la un moment dat un moment în care i-ați înmânat un dosar lui Adrian Năstase. Pe margine au fost multe speculații și aș vrea să ne explicați acum ce a fost atunci cu momentul acela și ce i-ați dat acolo. O să vă spun cu toată sinceritatea. Era o foaie dintr-un dosar de securitate al altcuiva, nu al lui Adrian Năstase, pe care un binevoitor categoric din PSD, pentru că ei aveau acces la arhivele fostei securități, a desprins-o
și mi-a dat-o să o utilizez în dezbaterea cu Adrian Năstase. Nu fac niciun secret în a vă spune că mi-a fost silă de individ. Știam de la cine a venit, deși a încercat să-l transfere prin alți doi. Și am dat-o lui Adrian Năstase premergător dezbaterii finale, când încă eram mai mulți candidați în competiție. Și n-am folosit-o. Nu o să vorbesc niciodată despre conținutul ei, poate într-o carte de memorii. Dar astfel de întâmplări, să știți că am avut și cu și în campania cu Mircea Geoană. Adică a fost un binevoitor care mi-a dat un filmuleț, nu același, altul, un filmuleț în care în birou la Mircea Geoană primea niște bani de la doamna Birceal. Mi l-a dat să-l utilizez. Am refuzat și acest lucru și mi-aduc aminte, chiar mi-am atenționat staff-ul și în campania lui Geoană că dacă îl vor folosi, mă retrag din campanie. Sunt lucruri murdare care pleacă din interese ale unora care chipurile sunt lângă tine și pe care ca om politic n-ai dreptul să le valorifici niciodată. Dacă documentul din timpul lui Năstase ar fi fost hăt cu mult înainte, n-aș fi avut nicio ezitare. Dacă filmulețul cu Geoană și doamna Birceal ar fi fost înainte, n-aș fi avut nicio ezitare să-l folosesc. Ca un politic, când poți să-ți lovești adversarul, o faci fără ezitare, mai ales când îi descoperi niște laturi necunoscute. Cum se întâmplă și cu mine. Nici eu nu sunt scutit de astfel de lovituri. De multe ori sunt inventate, dar sunt lovituri în politică. Deci nu o să spun niciodată conținutul acelui document. Cred că Adrian Năstase s-a gândit că îl voi folosi în ultima emisiune și a greșit. Nu ne spuneți conținutul, dar persoana? Nu. Despre care era vorba? Din PSD, nici. Ați spus. Categoric da. Ca de altfel și filmulețul din 2009 în competiția cu Geoană. Nu vă întreb decât dacă cumva i-a arestat în clipa asta. Nu. Nu? Nu. Am înțeles. E un om liber. Liber și probabil cu așa ceva se ocupă și în continuare. Ați câștigat atunci alegerile în 2004, fără să folosiți, spuneți, acel document. Să știți că era riscul să se întoarcă împotriva mea. Și asta, și acesta este un lucru pe care să-l evaluez. Exemplul avem în 2009, cum s-a întors filmulețul cu pumnul dat copilului. Așa este. Bun, ați câștigat atunci alegerile și cu celebra frază cu suntem ce ghinion pe poporul ăsta, Adriane, să aleagă între doi comuniști, nu știu dacă am citat exact. Între doi foști comuniști. Doi foști comuniști. Și evident după aia toate lucrurile s-au răsturnat. PSD-ul... Îmi permiteți să vă fac aici la cald o remarcă. Eu știam că nu puteam să trec în ochii românilor ca un comunist egal cu Adrian Năstase. Și dacă i-aș fi spus, mă, tu ești rezultatul rezultatul cremei comunismului, pe când eu am fost un membru de partid simplu, ar fost mult mai greu de înțeles. Și am preferat această frază în fără care marge. Lăsam electoratul să gândească despre fiecare ce fel de comunist a fost. Eu unul pe mare, unde nu se țineau ședințe de partid, și el unul care a trăit din influența partidului. Cine v-a sugerat această frază? Sau... Nu, a fost spontană, în emisiune. Mi-a venit. Precis. Foarte multe din reacțiile mele în emisiuni sunt nepregătite. Rar mi se întâmplă să am o reacție pregătită pentru emisiune. Cum a fost și cea de la Geoană cu vântul. Uh-huh. Pot să vă spun o întâmplare extraordinară, știi?
discutasem cu staful meu de campanie, pentru că erau acele întrebări libere. Și discutasem cu staful meu de campanie și îmi dăduse vreo trei întrebări. Niciuna nu avea legătură cu chestiunea vântului. Și povestea vântului mi-a venit atunci. Am spus, asta mi se pare utilizabilă și șocantă. În rest, erau niște întrebări tehnice. Dar informații o aveți dinainte de emisiune. Apăruse în presă. Apăruse în presă. Apăruse în Cața Vinci, da. În Cața Vinci, da. Așadar, mergem mai departe tot, rămânem la 2004. Aș rămâne un pic la Adrian Năstase, că sunt curios un pic. Dacă între dumneavoastră și Adrian Năstase a fost doar o rivalitate politică sau a fost mai mult decât atât? Lumea bănuia că vă dușmăniți chiar și în afara politicii. Până la urmă, Adrian Năstase pusese gând rău PDL-ului, ne amintim PD-ului, a vrut să-l desfințeze. Apoi s-a zis că dumneavoastră nu v-ați lăsat până când nu l-ați băgat la pușcărie. Care este adevărul, domnule președinte? Nu, este o speculație sau cum să-i spun. N-am avut niciodată o relație interpersonală urâtă, rea cu Adrian Năstase și nu l-am urât niciodată. Sincer vă spun, eu nu pot urâ pe cineva. Pot să disprețuiesc, pot să mă neglijez, pot să nu bag în seamă, pot să, dar să urăsc nu pot. Deci este exclus ca între mine și Adrian Năstase, cel puțin dinspre mine, să existe sentimentul de ură. Pentru că nu l-am față de nimeni. Și Adrian Năstase, în afară de acea încercare cu flota, ce au stabilit ei la partid, hai să-i facem dosarul cu flota și pe urmă m-au hărțuit vreun an, nu mi-a făcut nimic. Bun, ați câștigat alegerile și... Și țineți cont că eram vecini. Așa. Eu stătea la etajul întâi, eu la parter și au fost destule situații în care am băut un whisky împreună. Discutați despre politica țării, chiar când uite, erați rival politic? Uite, niciodată, cât am fost vecini, n-am discutat probleme politice. Pentru că era diferența atât de mare de puncte de vedere, încât n-am fi reușit să... Și ce vorbeați, chiar? De ale casei, de ale... S-a spart o țeavă. Nicu ne mai inunda. Domnul Văcăroiu. Stătea la etajul deasupra lui Năstase. Deci niciodată politică. Niciodată politică. Am înțeles. Dar nu trebuie să înțelegeți că nu trecea săptămâna și eram împreună. Se întâmpla din când în când. Copiii se jucau împreună? Păi nu prea aveau cum, era diferență de vârstă destul de mare și... Da, erau mai mici. Da, ai. Da. Ați format guvernul DA atunci, al Alianței DA. PSD-ul cu partidul Dan Voiculescu câștigaseră practic alegerile, dar atunci a fost celebra negociere cu Dan Voiculescu și ruperea lui de PSD și aducerea alături de Alianța DA. Care au fost, de fapt, discuțiile cu Dan Voiculescu, fiindcă și aici circulă multe legende? Unde v-ați întâlnit? Dacă mi-aduc aminte corect, am avut o întâlnire cu Dan Voiculescu la Grifco, în condițiile în care eram președinte ales. M-am dus și i-am cerut să ia grupul conservator și să-l aducă în alianță ca să putem face o majoritate. Vă pot spune că Dan Voiculescu m-a refuzat. N-a fost de acord. E în regulă, dar aveam un alt canal pe George Copos, cu care m-am întâlnit foarte frecvent și până la urmă am ajuns la un acord. El a fost intermediarul între mine și Dan Voiculescu, l-a convins și am reușit să facem guvernul. Pentru mine era, așa consideram atunci, extrem de important ca Alianța DA, chiar dacă pierduse alegerile, să reușească o majoritate cu care să
punem în aplicare programul de reforme pe care îl anunțasem în campanie electorală. Dacă dădeam guvernarea PSD-ului, ce șanse aș mai fi avut? Că pe urmă Tăricianu s-a dovedit a fi mult mai apropiat de PSD, asta e altă poveste. Dar cam aici a fost. Și la sfârșit, sigur, am avut o discuție și cu Dan Voiculescu, nu mai aduc aminte unde, nici împrejurările în care a avut loc discuția după negocierile via George Copos, însă, în mod cert, a avut loc această întâlnire pentru că nu se putea produce anunțul conservatorilor. Unde a apărut dușmănia, de fapt, celebră de acum între Dan Voiculescu și dumneavoastră? De la ce? Dacă vreți să fiu foarte sincer, eu nu am acest sentiment față de Voiculescu, de dușmănie. Îl tratez ca pe un turnător dovedit. Și nu cred că m-ați auzit vreodată spunându-i pușcăriașul Voiculescu sau... Pentru mine faptul că a fost un turnător dovedit care și-a turnat până și familia este mult mai mult decât faptul că a fost condamnat de o instanță. Nu l-am dușmănit. Cred că nu are nicio legătură cu politica, dușmânia lui. Eu cred că mecanismul a fost altul în declanșarea campaniei furibunde a lui Voiculescu împotriva mea. Și mecanismul a fost nevoia lui de a-și găsi un dușman și de a explica ceea ce a făcut cu banii de la Crescent sau alte ilegalități în afaceri prin faptul că este un dușman al lui Traian Băsescu, care, uite, îl prigonește cu poliția. Cred că cu poliția, cu DNA-ul, cu cine mai susținea dânsul că îl prigonesc. Niciodată, repet, niciodată nu l-am avut țintă pe Voiculescu. N-a fost o țintă nici măcar politică, datorită valorii politice scăzute pe care a avut-o. Niciodată nu mi l-am dorit de prieten. Și în rest, convingerea mea este că a avut nevoie de o explicație care la multă lume ține. Uite, eu nu sunt vinovat, eu sunt un om cinstit, dar mă prigonește Băsescu și uite, m-a și băgat în pușcărie. Cred că asta e explicația. El a găsit o scamă în acea afirmație a mea că am adoptat o soluție imorală la care n-avea nicio treabă cu dânsul. Din punctul meu de vedere, am considerat-o imorală. Însă a valorificat-o mediatic. Dar nu-l considerați unul dintre principalii responsabili ai suspendărilor dumneavoastră? Ba da, da. Suspendarea e înscrisă în Constituție. Nu e neconstituțională. Doar prin acțiune poate fi neconstituțională, dar ca mecanism, este un mecanism constituțional, nu poți să urăști pentru asta, poți să te bați pentru asta, să spui n-a fost constituțional, a fost lovitură de stat, a fost... Spuneți-mi, nu v-a propus niciodată vreo alianță, vreun pact în schimbul sprijinului oferit de trustul său media? Niciodată. Niciodată. Practic, de atunci de când ați vorbit pentru intrarea la guvernare, v-ați mai întâlnit cu Dan Voiculescu? Cred că m-am întâlnit la Palatul Victoria. Cred că m-am mai întâlnit când eram la guvernare. Dar nu v-am mai abordat niciodată. Nu, pe teme de susținere de nu. Bun, s-a format guvernul Tăricianu. Da. Funcția pentru Călin Popescu Tăricianu era într-un fel bătâncuie pentru că așa era protocolul alianței, da. Nu chiar. Nu chiar. Protocolul alianței, da, era cu președinte de la PNL și prim-ministru de la PDL. Deci cu domnul Stolojan președinte, cu mine prim-ministru, dacă ar fi câștigat alianța, da. După alegeri, după ce da pierduse alegerile,
am avut o discuție de bună seamă, în primul rând în PD. Atunci era încă PD-ul. Și au fost voci care au spus, în protocol nu ne revine funcția de prim-ministru, retragerea domnului Stolojan a fost un accident de parcurs de care noi nu suntem responsabili. Sigur că am refuzat varianta. Am refuzat-o pentru că în toată campania anunțasem în meetinguri că domnul Tăriceanu este viitorul președinte și am exclus viitorul prim-ministru și am exclus posibilitatea să nu mă țin de cuvânt în ceea ce declarasem, deși îl intuisem pe Călin Popescu Tăriceanu a fi mult mai apropiat de PSD decât de PD-ul de atunci. Aveți încredere în el? Nu. N-am avut niciodată încredere în Călin Popescu Tăriceanu. Pentru că nu cred în oamenii superficiali. Nu cred. Iar Călin Popescu Tăriceanu e un om superficial. Evoluția asta lui... e părerea mea despre dânsul. Până în ziua de astăzi arată că v-ați înșelat sau nu? Nu, dimpotrivă. Mai adaugă un element superficial, dar și profund oportunist. Își vinde conștiința pentru orice beneficiu personal. Cum a vândut și alianța cu PD-ul pentru a fi susținut de PSD. Primul guvern Tăriceanu, cât a fost aportul dumneavoastră în numirea ministrilor din primul guvern Tăriceanu? Cred că a fost destul de important, adică nu, în ceea ce privește PD-ul. Uh-huh. În ceea ce privește PNL-ul, nu cred că am avut interferențe. Dar în ceea ce privește PD-ul, cu certitudine am fost consultat și am spus da, sau poate nu-i tocmai bine, hai să încercăm cu altcineva. Am avut doamna acest Macovei, tip. Doamna Macovei, de exemplu, era independentă la momentul respectiv. Pe doamna Macovei l-am băgat-o eu pe ghet. Aici a fost contribuția mea 100%. N-avea nicio legătură cu PD-ul, dar, spre exemplu, aveam în cap faptul că sunt niște funcții cheie în care independența este fundamentală pentru credibilitatea guvernului și a mandatului meu. Și vă pot spune și întâmplarea. Obiectivul meu a fost să numesc, să avem la justiție oameni din societatea civilă. Știu că se afirmase în societatea civilă ca luptător pentru stat de drept doamna Macovei și doamna Renate Weber. Iar mesajul meu în timpul campaniei a fost țepe în Piața Victoriei. Da. Bănuiesc că nimeni nu și-a imaginat că vreun român va fi tras în țeapă. Dar era metafora pentru justiție egală pentru toți. Sau justiție împotriva corupților. Și mi-am dat seama că orice nominalizare din interiorul alianței ar fi discreditat acest obiectiv. Și atunci am sunat, atunci le-am căutat numerele de telefon a doamnei Macovei și a doamnei Renate Weber. Mi-aduc aminte că prima care a sosit la o discuție a fost doamna Monica Macovei. Era cu un rucsăcel în spate, venea direct de la munte. Am întrebat-o, vreți să fiți ministrul justiției? A spus că da. Și am sunat la partid și am rugat să o nominalizeze în felia care revenea PD-ul. Da. De venirea doamnei Macovei sunt legate și venirile a doi procurori care și astăzi au un rol important, mă rog, unul dintre ei la Curtea Constituțională, celălalt e șeful DNA. Atunci au venit practic la București
și a ocupat funcții importante domnul Daniel Morar, pe care l-ați nominalizat șef la DNA, și doamna Laura Codruța Chioveș. Au fost găsiți de doamna Macovei sau dumneavoastră? Nu, uite, am văzut competiția asta, cum i-a descoperit dânsa. O să vă spun adevărul, gol-goluț. Pe același principiu că trebuie să găsim oameni independenți, a funcționat și ideea de numire a procurorilor, a procurorului general și a procurorului șef DNA. Despre Daniel Morar nu știu ce știa doamna Macovei înainte, dar eu știam un lucru, că exista un procuror care arestase un membru PD în timp ce PD-ul se afla la guvernare. Nu știam numele. Știam doar numele fostului senator PD. M-am interesat cum se numește, chiar în partid, la cei de la Cluj, mi-a spus Daniel Morar. Și am spus, omul ăsta poate da o șansă și poate fi o garanție de independență, pentru că are în palmaresul lui arestarea unui membru marcant al PD-ului. Și m-am plecat de la premisa că nu va putea fi suspectat că este omul PD-ului. Pentru mine a fost foarte important justiția, parchetele, pe urmă și serviciile secrete să fie cu oameni care să nu poată fi puși la îndoială din punct de vedere al unei eventuale slugărnicii față de PD sau unei eventuale subordonări. Am aflat cum îl cheamă, am sunat-o pe doamna Macovei și am rugat-o să aibă în vedere în propunerile pe care le face și acest nume. Eu nu spun că doamna Macovei nu l-a testat, cu certitudine l-a testat și mă bucur că a coincis punctul meu de vedere cu al ministrului Justiției, pentru că dacă n-ar fi coincis, nu cred că Macovei ar fi făcut o numire doar ca să-mi facă mie plăcere. Dar l-a testat alături de alți procurori și a constatat că este o soluție corectă. Povestea cu numirea doamnei Chioveș e mai interesantă. Măcar aici aveam un reper. Când s-a pus problema procurorului general, știind ce era la acea vreme în parchetul general, am spus, trebuie să găsim un procuror care să nu aibă, să nu poată fi suspectat de legături cu ce era până atunci în parchetul general, cu jocuri, cu dosare, nelucrare, cu... Și am cerut o situație cu toți procurorii șefi de serviciu din țară. Procurori PNA, cum era atunci, sau deja se făcuse DNA, și procurori DICOT. Plus alți procurori. Și cu ea ați cerut situația asta? Cred că la parchet sau la Ministerul Justiției am cerut-o, doamne. Deci nu serviciilor. Nu. Păi, știți, aici eu am avut tot timpul un handicap și orice politician va avea un handicap dacă nu are soția sau soțul, respectiv soțul, în justiție, că nu cunoști pe nimeni. Corect. Doar eventual procurorii care te-au mai anchetat până atunci, știi? Nu cunoști pe nimeni. Și am cerut datele despre toți procurorii, vechime, dacă au dosare pe care le-au înaintat și au avut succes în instanțe și așa mai departe. Sigur că mă uitam foarte atent să fie tineri, pentru că aveam problema cu elefanții din parchetul general. Și Codruța Chioveș a avut toate datele. Unul era femeie și eram pornit pe promovarea femeilor. Doi, avea 33 de ani. Trei, fusese sportivă. Patru... De ce ăsta era o calitate că a fost sportiv? Da, mi-a arătat că e un om tare.
un om antrenat să lupte, știi, mi-arăta chestia asta. Și al patrulea element era, nu avea ea o bibliotecă de dosare reușite, dar ce făcuse, un număr, 2, 3, 5 dosare, nu mai țin minte, fusese o dosare care n-au fost infirmate în instanțe. Și am spus, e tânără, nu are legături cu generația elefanților din parchetul general, asta e soluția. I-am propus o doamnei Macovei, care de bună seamă și-a făcut verificările de rigoare și mi-a propus-o. A trecut și prin CSM și asta a fost. Aici trebuie să înțelegeți că lucrurile par puțin invers. Adică de ce s-a ocupat președintele? Am considerat că e o responsabilitate majoră să înceapă să funcționeze justiția. Și știam foarte bine din experiența administrativă că nicio astfel de structură mare, răspândită în teritoriu, nu va funcționa peste noapte doar pentru că ai spus tu să funcționeze. Erau procese care trebuiau să înceapă cu niște oameni care să împingă lucrurile înainte și mai ales oameni care să aibă răbdare. Vreau să știți că acesta este și unul din motivele pentru care, cu tot avizul negativ pentru al doilea mandat de procuror general al Codruței Chioveși, i-am dat mandatul. Am spus, ne trebuie puțină continuitate. 3 ani e prea puțin. Știam ce a încercat, știam nereușitele legate de funcționarea parchetului general, dar știam că niște mici progrese s-au făcut. Ați avut chiar un clinch destul de important. L-ați postat pe Facebook acum ceva vreme, referitor la dosarul Revoluției, dacă nu mă înșel. Da, da. Și era unul din motivele pentru care puteam foarte bine să țin cont de avizul negativ al CSM-ului. N-am făcut-o exact din dorința de a asigura o minimă continuitate. Asta a fost explicația și pentru care n-am ezitat să merg cu morar înainte încă un mandat. Asta este explicația de ce n-am ezitat să merg cu Codruț Olaru la Dicot încă un mandat, pentru că îmi dădeam seama că niște oameni care încep ceva nu pot face mare lucru în 3 ani. În 3 ani abia începe să fie cunoscută viziunea. Ca să așezi lucrurile, trebuie mai mult timp. Și eu vă spun și acum, este greșit și mandatul de 3 ani este prea mic. Un procuror general, un procuror șef DNA, un procuror șef DICOT trebuie să aibă mandate de 4 ani și să aibă dreptul la 2 mandate. 8 ani este un optim ca să se vadă ceva în astfel de instituții. Știi, instituțiile nu sunt o mașină la care dai la cheie și pornește motorul. Nu pornește. Dai la cheie... E celebra vorbă, trebuie să înveți întâi clanțele instituției apoi. Asta una. Și în al doilea rând este foarte important să, ca un lider de astfel de instituție să-și construiască credibilitatea pentru propriul sistem. Deci atenție, nu vorbesc de public. Cu publicul ea vine mai târziu. Dar într-o astfel de funcție trebuie să-și creeze imaginea de credibilitate pentru sistem. Adică, domnilor procurori, ce vă spun este bine, ăsta-i drumul. Și în 3 ani nu prea ai timp să-i convingi pe toți. Bun, și cu toate lucrurile astea, venind puțin într-o paranteză de actualitate, considerați că ar mai trebui prelungi mandatul doamnei Chioveși și acum? Da. N-am nicio reținere să spun mai dați-i un mandat, pentru că își apără instituția, a înțeles foarte bine prioritățile. Bine, prioritățile le înțelesese de când era procuror general. Ce pot să-i reproșez sau să spunem ce nu-mi place mie, recurgerea la arestări una, două, când avem atâtea exemple de demnitare, anchetați în libertate care au fost condamnați fără niciun fel de probleme. Adică partea asta spectaculară, după mine, ar putea să lipsească din acțiunile procurorilor. Credeți că recurgerea prea des la arestări ține de șeful DNA-ului sau
Adică e un stil de management, ca să zic așa. Da, da, pentru că el a explodat în ultimele 6 luni ca abordare. Nici Voiculescu n-a fost arestat, deși a durat procesul 10 ani, nici Adrian Năstase, nici Remeș, nici Mureșan, nici Codruț, cel care a fost la Grifco. Sereș. Da. Nici Noghi, nici... Și au fost condamnați, bine mersi, respectându-se capacitatea omului de a se apăra. Pentru că un om întemnițat nu se mai poate apăra. Trebuie să se roage de avocat să vină. Avocații au cazuri multe, îi trimit niște stagiari de ăștia cu care nu poate discuta serios dosarul, apărarea pe care să-și o facă. Deci, dar este doar o părere. Procurorii judecători vor face ce consideră ei. Ca să dar să nu-mi ceară nimeni să nu-mi spun părerea. Asta e singura mea problemă, că am dreptul să-mi spun părerea. Evident. Ca să rămânem un pic aici, în domeniul ăsta, a mai fost un moment controversat, cel al numirilor din 2013, când practic doamna Chiuveși nu mai avea dreptul la cu prelungire la parchetul general, domnul da. Morar de asemenea la DNA. Cum s-a întâmplat atunci? Că iarăși nu știm cine a nominalizat premierul, care era interimar la justiție. În mod categoric a fost o negociere. Nu voi intra în detaliile ei. O negociere între mine și premier. Eu am ținut foarte mult la numirea de la DNA. El a ținut foarte mult la numirea de la parchetul general. Eu m-am mulțumit cu DNA-ul, el s-a mulțumit cu parchetul general, până la urmă asta e, când există o astfel de conjunctură politică, nu poți să obții tot, n-ai cum. N-ai cum și fiecare din noi avea capacitate de blocaj, el avea posibilitatea să nu facă propunerile care să-mi satisfacă și mie exigențele, eu aveam posibilitatea să-i întorc înapoi orice propunere. Dar era și o criză în parchete, că nu mai era niciun titular pe funcție, toți erau interimari, și parchetul general, și adjuncții de la parchetul general, și la DICOT, și la DNA, și procurorii șef, și adjuncții. Deci era o criză în sistem, trebuia să-i dăm o rezolvare. S-a lăsat greu convins Victor Ponta de variantele astea? Greu, ușor, a durat vreo 3 săptămâni. Că întâi am început cu doamna Pivniceru, pe urmă am continuat cu Ponta. Doamna Pivniceru a fost mult mai inflexibilă, trebuie să vă spun, decât Victor Ponta. Da, până la urmă am găsit o soluție care, zic eu, față de mecanismul de numire prevăzut în lege, acoperă nevoile prioritare. Da, vis-a-vis de aceste negocieri, spunea doamna Udrea că inclusiv dumneavoastră a negociat cu Victor Ponta la un moment dat. Aș vrea să fac următoarea precizare. Eu nu am trimis-o niciodată pe doamna Udrea să negocieze cu Victor Ponta. Dacă Victor Ponta a chemat-o pe doamna Udrea, să o spună el. Am înțeles. Să ne întoarcem în timp din nou la primul dumneavoastră mandat. Primul moment de cumpănă, ca să zic așa, al mandatului a fost cel legat de răpirea jurnaliștilor în Irak. Da. Și aș vrea să rememorați un pic, să ne povestiți cum ați trăit ca președinte momentul ăla, cum ați aflat, ce ați făcut și așa mai departe. Eram în Afganistan la trupe, vizitam trupele, fusesem Irak, Afganistan, și în drum spre casă am aflat de răpirea a 3 ziariști români. Numele nu îmi spuneau nimic, ale celor 3 am primit informația când eram în avion. Am ajuns acasă și au început imediat măsurile, acțiunile, așa cum ele
sunt public cunoscute și așa cum ele sunt și secretizate. Deci nu voi putea intra decât în partea publică. Și o să vă dau și o explicație de ce am spus. De ce că... sunt secretizate, da? Da. Pentru că ele arată un mod de, de operare. Desecretizarea înseamnă să se facă public modul cum structurile de securitate românești operează. Ori așa ceva nu face niciun stat. Nu sunt lucruri blamabile, sunt lucruri care s-au făcut, sunt permise într-o acțiune nepermisă. Nu poți să spui eu stau să văd dacă mi-aprobă nu știu cine. Astfel de operațiuni se fac cu un singur obiectiv, servește scopului de a se recupera cetățenii. Pentru că aici trebuie să vă mai dau o explicație. De la bun început și odată produsă această întâmplare cu răpirea celor trei ziariști, mi-am cristalizat conceptul. Ce înseamnă răpirea unui cetățean al tău? Este un act terorist îndreptat împotriva statului. Deci, după, în opinia mea, după declararea războiului, actul terorist e al doilea act ca și gravitate împotriva unui stat. Fie că pui bombe și omori oameni, fie că îi răpești cetățeni, fie că îi... Una este să fie condamnat un cetățean al tău care a încălcat legea într-o țară pe dreptul, pe normele de drept ale acelui stat. Și alta este ca trei cetățeni ai tăi să fie răpiți pur și simplu. Deci este un act terorist la care statul trebuie să răspundă. Iar ideea că ar putea să nu răspundă sau să nu acționeze corespunzător, să știți că cei care se ocupă cu răpiri știu foarte bine când un, sau înțeleg foarte bine când un stat acționează cu toată forța lui să-și recupereze cetățenii sau când un stat spune om vedea ce-o fi. Cazul ziariștilor probabil a avut și un tratament special. De ce? Fiind ziariști, dumneavoastră presa ați explodat totuși și cu certitudine în timpul celor 40 ceva de zile cât a durat dezbaterea publică, s-au făcut și erori de comunicare, inclusiv din partea mea. Din dorința de a găsi acel optim pe care să-l primească publicul și presa și în același timp din dorința de a secretiza partea care nu trebuia să fie publică, cu certitudine, dacă cineva va analiza vreodată tot evenimentul pe, în baza declarațiilor publice, probabil că specialiștii vor constata și oarecare erori. Însă ce vă pot spune este că n-am avut nicio ieșire publică pe care să nu o corelez cu celula de criză instalată la Cotroceni. Da, ți-a avut atunci întâlniri inclusiv cu șefii redacțiilor, ziarilor, ați găsit înțelegere? Da, presiunea mediatică era atât de mare și noi ne dădeam seama pe de altă parte că nu putem spune tot și dădeam impresia că e doar așa, un festival public, ieșim, spunem, eu ieșam, spuneam și presa nu credea că ne-am interesat. M-a apărut și ideea păi și a răpit Băsescu singur ca să aibă de unde să-i aducă. Adică niște aberații de-astea care ne îngrijorau pentru că ele se duceau și către teroriști. Iar, spre exemplu, teoria asta Băsescu și i-a răpit singur îi făcea extrem de prețioși pentru teroriști. Când un șef de stat este bănuit că el și-a răpit proprii cetățeni, vă dați seama ce bucurie pe cei care organizase o răpire. Da, spuneați chiar într-o postare pe Facebook că foarte mulți se vor îngrijora de ceea ce ar putea să spună Omar Hayesam după ce a fost adus. Nu, da, avem... Nu, păi plec de la ceea ce știu. Pentru că odată cu apariția evenimentului generat de Omar Hayesam, am cerut toată istoria lui
de când este în România. Istoria de dinainte de Revoluție și de după Revoluție. Și am putut vedea, sunt tomuri scrise despre Omar Haysam, de structurile românești de securitate, cu suspiciuni de ilegalități, de toate cele. Și după ce, pe urmă, faptul că am aflat că era un om din anturajul unor consiliere, domnului președinte Iliescu, faptul că era nelipsit din deplasările externe, deci avea cineva grijă să-l pună tot timpul acolo, faptul că a fost la un pas să fie pe listele PSD-ului pentru a deveni deputat PSD. Sigur că m-au făcut să trag concluzia că dacă acest om vorbește, mulți vor avea probleme. Constat că până acum n-a vorbit. Dacă a putut fi îndreptat cu ceva, a fost îndreptat către mine să mă mai ciupească, dar nu vorbește despre fondul relațiilor pe care el le-a avut. Așadar, vinovatul pentru acea criză e Omar Haysam, punct. Categoric, da. El a plănuit totul? Da, și întâi a plănuit-o ca să să-și creeze condiții să-i aducă, după care a pierdut de sub control tot procesul și jurnaliștii, dar s-a întâmplat în timp scurt, în câteva zile a pierdut controlul și s-a și speriat de reacția autorităților române, a vrut să scape de problemă și chiar au ajuns în mâna unor teroriști fără mamă, fără tată. Ei de altfel au stat în aceleiași ascunzătoare, au fost băgați cu ziarista franceză Obna. Da. S-a speculat atunci, dar bănuiesc că nu veți zice asta și nu puteți să o spuneți, că s-au plătit bani pentru răscumpărare. Exclus. S-au găsit alte formule. În schimb, s-au întâmplat alte lucruri odată cu răpirea, sau mă rog, după, și cu fuga lui Omar Haysam, s-au făcut schimbări la nivelul șefilor de servicii secrete din România. Pur și simplu a fost un pretext atunci, sau șefii de atunci ai serviciilor au greșit în criza ostaticilor? Vreau să vă spun ce le-am reproșat. Eu nu le-am făcut o analiză, iar mie Timofte, Fulga și Ardelean îmi conveneau pentru că proveneau din fosta guvernare. Deci era o garanție că nu... Există un echilibru. Că e un echilibru. Deci nu mă deranjau. Însă fuga lui Omar Haysam, după ce știam toată istoria lui, de la Serviciul de Informații al Ministerului de Interne, de la SRI, de la SIE, mi s-a părut nepermisă. Adică a fost un afront adus statului român fără pereche, fără precedent. Știi, unul care a fost atât de supravegheat zeci de ani, nu ani, dintr-o dată s-a putut plimba ca un civil și să plece și din țară. Mi s-a părut că responsabilitatea, chiar dacă să spunem, și lui Botoș, i-am cerut același lucru: omule, îmi pare rău, puneți demisia pentru că trebuia să dați măcar un mandat de supraveghere. Ăsta n-a avut, când a fugit, nu era niciun fel de măsură pe el. Deci suspectat că a participat la răpirea ziariștilor, arestat pentru fraude economice, îl pui în libertate pe caz de boală. Și aici eu vreau să fiu foarte clar. Boala e boală. Și dacă ea duce la moartea întemnițatului, este bine să iei toate măsurile să nu moară, că noi nu mai avem pedeapsa cu moartea. O să vă și dau un exemplu puțin mai târziu. Deci, este scos din penitenciar, dus în spital și nu se ia niciun fel de măsură pe el. Nici din partea parchetului,
nici din partea SRI-ului, nici din partea Ministerului de Interne, nici din partea SIE. Sigur, poate SIE a fost cel mai puțin vinovat în toată afacerea, dar mi s-a părut că un semnal extrem de puternic trebuie dat tuturor structurilor, pentru că aici discutăm de vârfuri, inclusiv domnul general Ardelean și-a pierdut atunci mandatul de la 21 sfert. Trebuia dat un semnal tuturor structurilor că așa ceva este nepermis sau cel puțin cât eu sunt președinte este de netolerat o astfel de atitudine. Pentru că n-am putut înghiți nici atitudinea SRI-ului de atunci sau a 21 sfertului. Păi n-a avut mandat, noi nu l-am supravegheat. Și întrebarea firească a fost, mă, tot timpul l-a supravegheat pe Omar Haisam cu mandat, chiar? Pentru că, deci, asta este explicația, e simplă și să nu credeți cumva că atunci am considerat că responsabilitatea este strict a vârfurilor din structurile de informații. Pentru că vârfurile erau numite politic. Dar acolo au fost adjuncți, au fost oameni de meserie care și ei discret au răspuns. Pentru că serviciile de informații nu le iei să le pui în piața publică, dar nici nu le ierți când nu trebuie iertate. Bun, tot paranteză cu actualitatea, pentru că s-a vorbit foarte mult de domnul Coldea, adjunctul de la SRI. A fost atunci, acel moment, momentul de ascensiune al domnului Coldea în SRI? Da, a fost momentul în care l-am cunoscut. El a fost în misiunea din Irak când s-a produs recuperarea ziariștilor alături de echipa de la SIE. Era și cel mai mic în grad, că era vorba, aici discutăm de general, care a fost trimis să-i recupereze. Dar cine i-a dat misiunea aceea domnului Coldea? Eu. Deci toată acțiunea a fost condusă de mine. Deci dumneavoastră l-ați ales. Și mi-am asumat-o din punct de vedere politic. Pentru că era o operațiune dificilă, nu avea reguli, nu aveam reguli. Cum ne recuperăm niște cetățeni într-o situație de răpire, de o grupare teroristă. Nu erau reguli, pur și simplu. Acum, cu certitudine, după acest există eveniment, sunt. Uh-huh. S-a inventat o procedură. Și am stabilit, bineînțeles, cu acordul, sub propunerea șefilor de instituții, echipa care merge să recupereze ziariștii din Irak. Dar ce pregătire avea domnul Coldea specială care îl califica pentru operațiunea? Era adjunctul brigăzii antitero. Adjunct. Bun, și acum nu vă pare și rău? Și cu un pentru grad foarte mic. Nu. Nu-mi pare rău de niciun om care pe care l-am promovat. Poate să-mi pară rău de legat de comportamentul lor ulterior, dacă este cazul, dar aici discutăm despre oameni care chiar și-au făcut datoria cât am fost la Cotroceni. Sau, mă rog, până cu un timp scurt înainte de a pleca de la Cotroceni. Deci, nu-mi pare rău nici de Coldea, nici de Stanciu, nici de Codruța Chioveș și chiar dacă nu le susțin niște atitudini noi. Ca, spre exemplu, declarația doamnei Stanciu, suntem alături de procurori în lupta anticorupție. Judecătorul nu e alături de nimeni. E alături de conștiința lui și de lege. Pentru că altfel nu-ți mai vine inculpatul și procurorul egal în fața magistratului judecător. Știi? Eu am văzut întotdeauna judecătorul ca Dumnezeu care ne împarte nu dreptatea, legea. Care ne spune, după lege, tu ai greșit, că nu întotdeauna legile sunt drepte. Și să spui că face dreptate, dar aplică legea în litera ei, în spiritul ei, judecătorul. Și credeți acum că, de exemplu, procurorii ar trebui să rămână în rândul magistraților sau nu, așa cum a propus? Este bine să fie magistrați, procurorii, chiar dacă nu-i neapărat foarte obișnuit în sistemul civilizat,
procurorul e acuzatorul public, face politica guvernului, dar atenție, politica penală a unui stat nu o fac nici judecători, nici procurori. Politica penală se face prin legi. Deci politicul stabilește politica penală. Câți ani pentru o faptă, câți ani pentru alta, în ce condiții te întemnițezi înainte, în ce condiții după, ce șanse mai ai dacă te întemnițezi înainte, ce șanse mai ai. Deci politica penală o face politicul prin legi. Dă legi pe care, pe urmă, procurorii și judecătorii le aplică. Ne întoarcem deci la numirile pe care le-ați făcut atunci în fruntea serviciilor. Din câte mi-amintesc, Mihai Răzvan Ungureanu la SIE, nu? Nu, primul a fost Săftoiu, Claudiu Săftoiu. Claudiu Săftoiu, corect. Primul. George Maior la SRI. Da. La 21 sfert, nu mai știu cine a venit. Nu mai știu nici eu, dar nu era de competența mea numirea acolo. Cum i-ați ales și de ce ei? Maior mi-a plăcut că era echilibrat. Deci niciodată nu l-am suspectat pe Maior că nu este un bun PSD-ist. E un om loial partidului care l-a promovat. În același timp este un om foarte echilibrat și n-am greșit cu Maior. Am avut un mic rateu cu Săftoiu datorită declarației publice pe care a făcut-o și era de netolerat de la un șef de serviciu. Arăta pur și simplu că nu știe. Când nu știi, taci sau te duci cu adjunctul, lași pe adjunct să vorbească. N-a fost un pic cam mult să... Practic, Claudiu Săftoiu fusese jurnalist. Da, da, se pregătise. Claudiu Săftoiu a făcut foarte multe cursuri legate de intelligence. Și când a fost la Cotroceni și înainte. Deci, era un civil care, din punct de vedere al pregătirii și al a ceea ce discutam cu el, putea să fie un bun șef de serviciu de informații, pentru că șefii serviciilor de informații nu sunt ei înșiși spionii. Ei trebuie să aibă viziunea a ceea ce trebuie să facă serviciu, nici nu trebuie să știe tot, cu asta e operativul care, prim adjunctul care e jupânul operativ al serviciului și trebuie să știe doar atât cât să poată să ia deciziile de strategice. Da. Mai apoi l-ați numit, după plecarea lui Claudiu Săftoiu, pe Mihai Răzvan Ungureanu. La el cum v-ați oprit? Era tot pe acest principiu. Dacă Săftoiu era un neutru din punct de vedere politic, ceea ce îmi crea oarecare stare de confort față de credibilitatea serviciului, George Maior era din opoziție. Pe urmă, înlocuirea lui Claudiu Săftoiu cu Ungureanu a fost în același tip de gândire. Un liberal care, chiar dacă nu s-a înțeles bine cu Tăricianu, tot liberal rămânea și era de asemenea o garanție că nu va fi utilizat de mine pentru a servi interese politice. Cred că putem să intrăm în politica externă deja. Da. Am ajuns suntem la ora de emisie. Da, și mai avem atât de mult. V-am spus că nu ne ajung două ore pentru mandat. Încercăm mai repede, încercăm mai repede să mergem cu întrebările. Ideea acției București, Londra, Washington a fost un șoc. Un șoc ca exprimare la publică. La vremea aceea, da. Exact. Da. Păi, țineți cont că eu nu veneam din Neant sau neapărat numai de la primăria capitalei. Eram un om politic care fusese în 5 guverne și unul din lucrurile care nu mi-au plăcut în guvernări era ambiguitatea.
e bine cu NATO, dar să avem grijă și de relația cu Rusia. E bine cu Rusia, dar să avem grijă și de China. E bine cu... Noi eram neconturați. Lucrurile pe care eu le știam la experiența pe care o aveam atunci erau simple. Unul și cel mai important era că peste tot pe globul acesta, în toată istoria modernă, Statele Unite și Marea Britanie au format un tandem din punct de vedere al expunerii militare pe evenimente care au apărut undeva, iar atunci aveam și exemplu proaspăt al Irakului, al Balcanilor și așa mai departe. Pe de altă parte, știam foarte bine că statele cu forță majoră din punct de vedere militar sunt statele care stăpânesc Marea și Oceanul. Ori astea erau cele două forțe democratice care aveau capacitatea și au capacitatea să fie stăpânii oceanelor. Nu poți să vorbești de contribuție la asigurarea securității României, spre exemplu, dacă nu ești o forță navală, pentru că riscurile noastre vin de peste Marea Neagră, nu din altă parte. Nu ne vin riscuri nici din nord, nici din sud. Riscurile ne vin de peste Marea Neagră. Și mi-am pus această întrebare, nu vă spun ce discuții am avut cu specialiști la partid înainte de a lansa această idee, care pur și simplu m-au desființat. Am spus nu, nimic nu se poate construi, nici nu putem spera la Uniunea Europeană, nici la altceva, dacă nu avem securitate. Această abordare mi-a deschis calea către cele două parteneriate strategice care vizează exact acest lucru. Parteneriatul strategic cu Marea Britanie și parteneriatul strategic pentru secolul 21 cu Statele Unite, iar acum îl vedem că se manifestă. Da? Trupele Statelor Unite sunt aici, nu în altă parte. Și navele. Navele Statelor Unite, a Marii Britanii, a Franței, sunt aici, nu în altă parte. De ce nu m-am dus pe ideea tradițională cu Franța? Pentru că nu se lipea cu cu Statele Unite. Franța, aduceți-vă aminte că la acea vreme arsenalul nuclear al Franței nu era sub comandă NATO. Corect. Abia după summitul de la București, Chirac a anunțat revenirea, sau chiar Sarkozy a făcut-o, scuze pentru inadvertență, dar din câte știu, la București, Franța a anunțat că revine cu arsenalul nuclear în interiorul tratatului NATO. Ori aici aveam o incompatibilitate consistentă. Și m-am uitat la partenerii cu care putem construi garanția de securitate pentru România. Și nu vă ascund că mai am un principiu poate potrivit, poate nepotrivit, poate băbesc. Întotdeauna am spus că, mari prieteni, e bine să iai mai departe de frontierele tale. De ce? De ce să ai prieteni frontieră în frontieră? Marii tăi prieteni trebuie să fie mai departe. Ceva la un moment dat. Exact. Printre altele. Bun, în același timp, pentru că ați exclus Franța din această axă... Din motivele pe care vi le-am spus, incompatibilitatea la acel moment cu Statele Unite, deși erau aliați în NATO, dar Franța se individualizează în interiorul NATO. În afară structurilor militare. Construcție nu putea fi făcută, construcția legată de securitatea României nu putea fi făcută decât cu parteneri compatibili în interiorul NATO. A fost o secvență cu dumneavoastră și președintele Sarkozy la un moment dat destul de vizualizat așa peste tot. O știu și nu voi face publice neînțelegerile care au generat-o.
Au fost niște neînțelegeri, da, clar. Da. Am înțeles, dar haideți să vorbim un pic de Statele Unite, pentru că a fost cumva pilonul, farul călăuzitor al politicii externe românești. Dumneavoastră ați avut de-a face cu doi președinți americani, nu? Cu George W. Bush și mai apoi cu Barack Obama. Cu George Bush ați părut că aveți o chimie, cumva v-ați înțeles mai bine, cu o relație mai bună. M-a impresionat, spre exemplu, nu numai că mi-a scris o scrisoare destul de lungă de mână când și-a terminat mandatul, ceea ce n-a făcut pentru mulți șefi de stat, dar m-a impresionat când am primit scrisoarea când mi-am terminat eu mandatul, deci a urmărit cu multă atenție ce se întâmplă în România și mi-a scris o scrisoare în care să ne vedem, în care e o recunoaștere a lui pentru ce am făcut pentru relația româno-americană, extrem de caldă. Și, într-adevăr, a fost o relație interumană cum rar se stabilește între șefi de stat. Dar asta, în primul rând, pentru că nu avem frontieră cu Statele Unite. Nici cu Rusia nu avem frontieră, domnule președinte. Nu, și totuși... da, e ca și cum am avea. Avem frontieră Marea Neagră. Adică împărțim apele teritoriale și zona de exclusivitate economică, mai ales acum după Crimea. La summitul de la București părea că vreți să aveți o relație cu domnul Putin, domnul Vladimir Putin, și ați avut... era acea masă comună. A fost cumva singura întâlnire cu Vladimir Putin? Nu. Am avut una la Moscova, în vizită la Moscova, am avut-o pe aceea de la summit, care a fost o bilaterală, dar au mai fost cel puțin trei întâlniri lungi, de peste 45 de minute, cu ocazia summiturilor la care participa și Federația Rusă, pentru că România este lângă Rusia. E România, Rusia. Întotdeauna în dreapta o să ai președintele rus dacă vine el la acel summit. Și nu vă pot spune că între mine și Putin nu există o relație de respect ca persoane. Dar Putin are o inflexibilitate în conceptele lui, greu de acceptat de un șef de stat român. Eu, în raport cu ce ne dorim, aveam un nivel de inflexibilitate ridicat și vă asigur că nu de la tezaur pornesc marile neînțelegeri. Tezaurul este și el o problemă. La ce? De la energie? De la Moldova, domn? Moldova e primul. Casus belli. Moldova e... Dunărea este al doilea. Jocurile în Marea Neagră, securitatea la Marea Neagră, al treilea. Și putem merge la o listă întreagă. Ce vrea Putin de la România, domnule președinte? Putin vrea ce a vrut întotdeauna Rusia. Fie că s-a numit Rusia, fie că s-a numit Uniunea Sovietică, fie că s-a numit Federația Rusă, vrea influență în regiune. Ori noi, cel puțin la mandatul meu, am spus stop acestei influențe, cel puțin atât cât am putut să fac eu și instituțiile statului responsabile de implementarea acestei politici, de reducere a influenței politice a Federației Ruse în deciziile politice din România. Eu nu spun că oamenii de afaceri ruși nu sunt bineveniți în România. Pot să vină, uite, Lukoil are și perimetre de explorare în Marea Neagră, nu-i oprește nimeni. Dar influența politică trebuie să fie zero sau cât mai aproape de zero. Și dacă se poate și influența mediatică, știi? Adică să nu ne prostească poporul cu binefacerile. Știi, Stalin și poporul rus libertate ne-au adus, știi, să nu mai ajungem la epoca aceea. În acele zeci de minute de discuții a fost... Tot timpul Moldova a fost subiectul numărul 1. Tot timpul. Și... Ne-a oferit ceva, românii vorbesc... Niciodată. Nici o ofertă, decât asta e și... De câte ori îl întreb pe Putin de ce nu respectați acordul la Istanbul, să vă luați
tancurile din Transnistria și tot timpul să spună, o să găsească niște motive, că nu știu ce au făcut occidentalii, au mișcat două tunuri din Germania în Cehia sau o să-ți găsească tot timpul niște motivații, dar cea mai tare este acum că are de apărat minoritatea rusă din Transnistria. A trecut pe teoria asta asumării apărării minorității ruse, indiferent pe teritoriul cărui stat s-ar afla, ori în conceptele democratice nu poate intra așa ceva, să-i aperi cu tancul și cu aviația. Îi aperi în discuții, îi aperi în făcând presiuni, să le creeze condiții, să aibă drepturi, să-și păstreze limba, cultura, școala, dar nu cu tancul. Ori aici nu ne potrivim. Putin își ia libertatea să-și apere minoritățile și cu tancul. N-a propus niciodată ca să desprindă Transnistria de Moldova și să ne lase pe noi cu Moldova? Nu, niciodată, dar nici nu e greu să înțelegi că niciodată nu va pleca din Transnistria. Și asta e responsabilitatea oamenilor politici de la Chișinău să recunoască că înțeleg, pentru că înțeleg, dar se fac că nu înțeleg. Știi? Președintele Obama, cum vi se pare comparându-l cu George Bush? No. Știți cum? Ambii președinți au luat decizii extrem de bune pentru România. Extrem de bune. Spre exemplu, Bush a avut ca obiectiv al mandatului lui ca NATO să se întindă de la Marea Nordului până la Marea Neagră. De asta la summitul de la București a vrut să meargă la Marea Neagră, să facem conferința de presă acolo. Pentru că era celebra plimbare a dumneavoastră. Plimbarea ca plimbare, dar a fost conferința de presă cu Marea Neagră în spate. Adică el și-a atins obiectivul de politică externă. Marea Neagră este toată pe coasta aceasta, Turcia, Bulgaria, România este NATO. Marea Nordului este NATO cu Balticii. Deci a vrut să marcheze către sfârșitul celui de-al doilea mandat că și-a îndeplinit obiectivul de politică externă și a securizat aceste țări de Federația Rusă. Obama a avut o altă contribuție fundamentală la securitatea României. Dacă vă aduceți aminte, în timpul lui Bush se punea problema amplasării elementelor terestre de scut antirachetă în Polonia și Cehia. Da. O reanalizare a priorităților și a evoluțiilor tehnice a dat posibilitatea ca elementele terestre de scut să fie amplasate în România. Dacă vă aduceți aminte, la momentul semnării acordului, tipul de rachetă care până la sfârșitul anului va fi operațională în România încă nu era pus la punct, era în cercetări. Dar știau că vor ajunge la acea performanță. Sau ăsta era obiectivul, să ajungă. Ori Obama a luat decizia înființării bazelor militare și a bazei de la Deveselu în România, dacă România acceptă de bună seamă. Și dacă vă aduceți aminte, a făcut o vizită Biden după ce au luat această decizie, am avut o discuție, am convocat CSAT-ul și totuși, ori pentru noi acest lucru este o garanție că nu ni se poate întâmpla ceva ca în Ucraina. De ce n-a fost niciodată Obama în România? Sincer să fiu, nu știu. Probabil ne consideră un aliat sigur și nu-i nevoie să... Nici n-avem diferende. V-ați întâlnit însă cu domnul președinte Obama și la summitul de la Chicago și la Newport recent? De vreo 4 ori. De vreo 4 ori. Și am avut discuții, da. Eu rețin imaginile, că asta vedeam din întâlnirile noastre, primele întâlniri cu domnul Obama, și ce le spuneați, ce îi spuneați domnului Obama, de era atât de amuzat la un moment dat? Depinde de moment. Vă făceați că... așa
Eu trebuie să vă spun că tot timpul n-am pierdut ocazie și în serios și râzând și în toate felurile să vorbesc despre riscurile de securitate de la Marea Neagră și Asia Centrală. Cred că 99% din timp, că a fost vorba de stat la masă, că a fost vorba de o plimbare, că a fost vorba de o întâlnire în fugă sau așezată, n-am contenit să vorbesc de riscurile de la Marea Neagră și aici de riscurile regiunii și efectele Afganistan, Asia Centrală, România, dacă pierdem de sub control ce se întâmplă în Afganistan. Cu George W. Bush a fost mult mai ușor pentru că ei erau convinși. Cu administrația Obama, care s-a retras la începutul primului mandat al președintelui Obama din regiune, considerând că prioritatea este Asia-Pacific, discuțiile au fost mult mai insistente și nu fac niciun secret din a vă spune că tuturor demnitarilor importanți americani le-am spus: vă retrageți acum, vă va costa mult mai mult să vă întoarceți, dar vă veți întoarce, pentru că Federația Rusă este o realitate. Și lucrurile se întâmplă acum. Două personal... Deci vă rog să aveți în vedere că ce spun, sunt conștient că se duce public la orice ambasadă și ceea ce v-am spus este absolut corect și cu maximă acuratețe. Am avertizat că retragerea, pasul înapoi făcut de americani la începutul administrației Obama, va costa. Nu avem îndoieli, am promis o discuție sinceră. Da. Deci... Mai sunt două personalități din politica externă cu care ați avut de-a face și ne-ar interesa cum ați văzut dumneavoastră relația, mai ales interpersonală. Doamna Angela Merkel, care în 2012, când a fost a doua suspendare a dumneavoastră, a avut un rol important atunci în răspunsul dat de occidentalii guvernului de la București, și apoi cu domnul Victor Orban, cu care v-ați văzut de nenumărate ori, dar care acum cumva are o evoluție ciudată, să nu-i spunem altfel. Bun, aș începe cu Victor Orban. Relația e simplă și motivația e simplă. Cu Victor Orban și el a avut nevoie de mine de multe ori în Consiliul European și eu am avut nevoie de el de multe ori în Consiliul European, mai ales că el, făcând parte din grupul de la Visegrad, trebuia tot timpul să mă asigur că este în regulă în raport cu ce stabileam cu Polonia. Și vrând nevrând am avut o relație foarte bună. Pe de altă parte, vă pot spune că la o bere, Victor Orban e delicios ca persoană, știi? E un om inteligent. Că nu sunt de acord cu multe din atitudinile lui în politica internă, asta e altă socoteală, dar în ceea ce privește relația mea cu el, relația personală cu Victor Orban, este o relație amicală. Și sunt convins că și acum, dacă mă duc la Budapesta, își face timp să stăm la povești. În ceea ce privește relația cu doamna Merkel, nu ascund că am cultivat-o. Am cultivat-o pentru că Germania nu-i fitecine în interiorul Uniunii Europene și avantajul relației cu Germania este... în primul rând acela că odată înțelegi pe un subiect, știi sigur că fie că a fost Schröder, fie că e doamna Merkel,
poți să fii sigur că Germania nu numai în relația cu tine va ține cont, dar va influența și pe alții să se țină cont de problemele tale, ceea ce e extrem de important. Deci, în interiorul Uniunii Europene, Germania, aș putea spune că a fost o țară mare, extrem de influentă, care a fost foarte corectă. Întotdeauna ne-a spus ce o nemulțumește și a fost dispusă întotdeauna să asculte argumentele tale. Spre exemplu, un diferent clar pe care l-am avut cu doamna Merkel este legat de nesemnarea, netrimiterea spre Parlament a Tratatului de Frontieră cu Republica Moldova. El este semnat la nivel de guverne și eu am refuzat să-l trimit la Parlament. Este un diferent care era extrem de important pentru Germania. La fel, eu am considerat că pentru noi este important să nu existe acest tratat de frontieră, atâta timp cât România a recunoscut frontierele fostei Uniuni Sovietice. Republica Moldova a declarat că își asumă frontierele fostei Uniuni Sovietice, deci nu avem nevoie de un tratat adițional prin care un președinte român să ratifice un tratat care stabilește o frontieră pe care a stabilit-o Stalin cu Hitler. Sau... Dar Germania de ce e atât de interesată de Republica Moldova? N-aș vrea să intru în speculații legate de... Nu, Germania e interesată de toate țările din parteneriatul estic și de Ucraina, vă dați seama că e un interes major, și de Georgia și de Republica Moldova. Germania e interesată de toate țările din parteneriatul estic care s-au manifestat a fi pro-europene și care vrea să urmeze un drum de apropiere, nu neapărat de integrare în Uniunea Europeană. Nu veți vedea la Germania același interes pe care îl are față de Ucraina, Georgia și Republica Moldova către Belarus, Armenia și Azerbaijan, care nu s-au manifestat a fi suportere a ideii unei integrări. A fost Armenia într-o vreme alături de cele trei, dar faptul că Armenia în ultima clipă a anunțat că nu mai semnează acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană a îndepărtat-o de un interes al Germaniei, al Franței sau al României pentru Uniunea Europeană, nu interes ca parteneriat. Personal, da. Credeți că v-a ajutat Angela Merkel la a doua suspendare, de exemplu? Eu cred că toată Uniunea Europeană m-a ajutat, pentru că la ei era de neconceput să întrerup mandatul unui președinte pentru care procente de popularitate mai scăzute. Uitați-vă la domnul președinte Holland. Dacă ar fi la mintea pe care o aveau atunci, sper că atunci, Ponta și Crin Antonescu, l-ar suspenda, că bietul om are 13-14% încredere, intenție de vot în Franța. Nu se poate așa ceva, pentru că s-ar fi creat în Europa un precedent incredibil. Adică președinții trebuie să ia măsuri, mai ales că era vorba și de perioadă de criză economică. Mi se reproșau măsuri luate în timpul crizei. Și dacă iei măsuri impopulare și de multe ori în criză trebuie să le iei ca să salvezi țara, să nu-ți lași țara să se prăbușească. Vin doi amețiți care profită de căderea de popularitate generată de măsurile luate și spun hai să-l suspendăm. Păi creezi o instabilitate formidabilă, iar Uniunea Europeană nu putea tolera o astfel de abordare politică. Nu cad guverne, sunt guverne care intră cu 50% și ajung la 5%. Ce faci? Dărâm guvernele doar pentru că au scăzut în popularitate? Guvernele au misiunea lor și e o treabă a establishmentului politic să gestioneze lucrurile în conformitate cu Constituția, nu...
că după sondaje. Tot ați pomenit de suspendări. Haideți să vorbim un pic de aceste două momente. Prima a fost în 2007 și a doua în 2012, deci după 5 ani. Există asemănări între ele și deosebiri? Nu. Au un singur filon care este legat de justiție, care le leagă pe amândouă, dar adițional au fost și multe alte elemente care le deosebesc. Spre exemplu, suspendarea din 2007, după părerea mea, a avut ca principal element, ea a fost declanșată în ianuarie 2007 prin formarea unei comisii condusă de turnătorul Voiculescu. Principalul motiv a fost condamnarea comunismului din decembrie 2005. Pe 18 decembrie am avut discursul de condamnare a regimului comunist pe care l-am declarat ilegitim și criminal. Era celebra... și făceam precizarea că a fost un regim care a venit cu tancuri, cu crime și a plecat cu crime. A venit cu tancurile în stradă, a plecat cu tancurile în stradă. Și îl calificam ilegitim și criminal. Acolo a fost momentul de mânie a toată zgura care ne-a mai rămas din perioada comunismului. Era domnul Vadim Tudor cu un steag în timpul... Vă aduceți aminte ce a fost în Parlament? La un moment dat era un vacarm și mi-am dat seama că dacă voi întrerupe discursul, nu o să-l mai pot relua niciodată, că Parlamentul nu va mai permite continuarea discursului. Mi-am dat seama că era o miză uriașă să-l termin, chiar dacă, trebuie să vă spun, a fost groaznic. Pentru că pe acel vacarm a trebuit să mai vorbesc încă aproape 30 de minute. A fost îngrozitor, dar m-am bucurat că am avut tăria să-l duc până la capăt, cu toată atmosfera care se crease în Parlament. Al doilea motiv a fost bilețelul pe care îl scosese doamna Udrea și care l-a făcut pe Călim Popescu Tăricianu să înțeleagă. El a luat-o ca pe... Ia uite ce trădare în sânul clasei politice, și toți au luat-o așa. Ne-a trădat Băsescu. Păi cum să dai un bilețel în care ăsta cere să facă... Cum să faci public un bilețel în care ăsta... Da, era unic. Nu se mai întâmplase. Se mai întâmplase, domnul, dar nu vorbise nimeni. Și aici vedeți saltul pe care... Gândiți-vă că astăzi un prim-ministru sau prim-ministru i-ar scrie lui Iohannis: fă, te rog, o intervenție la parchetul general pentru prietenul meu Xulescu, Șova, să zicem. Cred că toată lumea ar spune: arestați-l pe cel care a scris biletul. Atunci s-a spus: arestați-o pe cea care a vorbit de bilet. Toată lumea a tras în pianist, știi? Dar asta mi-arată mie o evoluție care s-a întâmplat în mentalitatea noastră și nu-mi pare rău. Că timp de 10 ani am susținut ideea că trebuie să avem o justiție funcțională. Atenție! Nu vreau să înțelegeți că eu susțin ideea că de pe urma mea sau după mandatele mele am rămas cu o justiție fără fisuri. Nu. Ne mai trebuie încă 10 ani să punem justiția la punct. Dar dacă s-a reușit ceva, s-a reușit pe de o parte o primenire a magistraților. Eu am semnat decrete pentru peste 3.000 de magistrați, procurori și judecători ieșiți din Institutul Superior al Magistraturii. Pe de o parte. Pe de altă parte, s-a reușit
construcția câtorva instituții care au început să devină eficiente în lupta împotriva corupției și ăsta este un merit al justiției. Ce trebuie să nu se întâmple însă cu justiția? Să nu ajungem cumva la un discreționarism. Pe tine te arestez, pe tine nu te arestez, de tine îmi place, de tine nu-mi place, dar ia spunem de ăla, știi ceva? Așa ceva nu trebuie să întâmple în justiție. Și aici este o părere. Știu că iarăși voi avea admonestări sau amenzi de la inspecția judiciară, dar este de neconceput judecătorul care este partenerul procurorului. Este de neconceput pentru un stat de drept. Judecătorul este Dumnezeul justiției și nu are nimic comun nici cu procurorul, nici cu inculpatul. Dacă nu vom reuși să ne desprindem de mentalitatea că hai noi statul, nu, judecătorul este Dumnezeu care stă pe scaun și dă cu ciocănelul. Că procurorul, dacă își formează el o impresie, pe urmă va duce totul spre a-și confirma propria impresie și nu neapărat adevărul. Nu vă ascund că am văzut destule situații în care procurorul scrie doar ce îi convine din ce are ca informație ca să-și susțină punctul de vedere. În susținere în fața judecătorului nu utilizează nimic din datele în favoarea inculpat, celui pe care îl inculpă. Mai avem o chestiune care s-ar putea să pară minoră, dar spune ceva. Se pare că, se pare, deci nu spun că e adevărat, dar așa am auzit că s-au făcut sau urmează să facă niște pedestale în care avocatul în sălile de judecată, avocatul să aibă un pedestal de 15 cm, procurorul un pedestal de 40 de cm și judecătorul unul de 45 de cm. Măi, mai bun, până când pedestalul procurorului și al avocatului nu vor fi egale, nu avem justiție. Da, vorbiți de fapt, de chestii faptice, adică niște piedestale în... Deci am și pus niște semne de întrebare. Se pare că asta se pregătește sau s-a și decis, nu știu. Dar dacă s-ar face așa ceva, ar fi penibil pentru justiție. În fața judecătorului și procurorul și avocatul sunt egali. Sau așa ar trebui să fie tratați. Chiar dacă sunt de acord, procurorul să fie magistrat. E un statut de care au nevoie procurori. Statutul de magistrat. Discursul pe care îl folosiți, pe care unii îl consideră echilibrat, alții îl consideră cumva că vă autobombardați mandatele prin acest discurs. Nu, uitați, au spus asta când am avut atitudini legate de cele trei cereri de arestare în două ore venite de la DNA pentru Elena Udrea. Ea normal a arătat o nervozitate de asta excesivă sau luarea Alinei Bica cu fulgi cu tot din trafic după ce cu câteva zile înainte o chemase la DNA, mă discutase cu ea, pentru ce a trebuit acel spectacol? Pentru ce ți-au trebuit trei cereri de arestare trimise în două ore când mai aveai una deja? Erau patru cereri de arestare pentru un singur om. Deci, astea sunt niște excese care, după părerea mea, trebuie evitate pentru credibilizarea justiției. Dar nu m-ați auzit niciodată spunând nu trebuie anchetată Elena Udrea de procurori. Nu trebuie anchetat Georgescu, fostul șef al ANI, de procurori. Nu trebuie. Eu am privit la excesele în acest proces de arestare preventivă în condițiile în care până acum toți demnitarii sau dacă ne referim la foști miniștri au fost anchetați în libertate, condamnați, bine mersi, niciun rechizitoriu n-a fost infirmat în ceea ce privea miniștrii și slavă Domnului, avem 7 miniștri condamnați, un viceprim-ministru pe Copos, un prim-ministru, toate s-au desfășurat cu ei în libertate, dându-le șansa să se apere, pentru că pe astfel de oameni presiunea publică este și mult mai mare.
Asta una. În al doilea rând, se întâmplă tuturor la fel? Iar răspunsul aici categoric este nu. Deci avem de lucrat plecând. Știți, statul a ajuns foarte puternic în raport cu cetățeanul. Statul român are instituții extrem de puternice în raport cu cetățeanul. Și în aceste raporturi pentru cetățean, în raporturile cu instituțiile, pentru cetățeanul român rămâne o singură pavăză. Respectarea drepturilor omului. Dreptul la apărare, dacă discutăm de justiție, dreptul la demnitate, dreptul la libertate. Până când ești condamnat, ești un om căruia și Constituția și dreptul internațional îi consacră prezumția de nevinovăție. Ori trebuie aplatizate puțin excesele. Sau mă uitam acum, sigur, sunt un susținător al faptului că și cel de la Xero, de la copiatorul ăla din piața universității, și cel care are un chioșc și cel care are o dugheană, o terasă, trebuie să plătească. Trebuie să plătească taxele la stat. Evaziunea secătuiește statul de resurse. Evaziunea fiscală. Dar e foarte greu să fii credibil când ai RATB-ul cu datorii uriașe, ai Radetul cu datorii uriașe, ai Compania Lignitului cu datorii uriașe, ai CFR-ul cu datorii uriașe. De asta, du-te, ia-i, dar nu faci atâta spectacol, pentru că ești vulnerabil când te întreb, ați recuperat din, spunea Codruța Chioveși, 300 de milioane de euro nerecuperați de la condamnați deja. Bă, frate, cât de credibil ești tu când te duci cu o coloană de mașini și cu niște deștea împopoțonați în uniforme și cu toate televiziunile după tine să te repezi pe unul de la tarabă, de la o tarabă în piață sau de la Vama Veche. Foarte bine, du-te, nu poți să te duci mai discret să faci aceeași treabă? Că poți să te duci ca stat, ai puterea asta să te duci, să-l controlezi, să... și trebuie să plătească și cel de la Vama Veche. Foarte bine că s-a dus ANAF-ul. Dar nu ne putem lipsi puțin de spectacol când tu știi că orice român te pune în antiteză. Mă, ce-ați făcut cu ăsta care are un chioșc și ce faceți cu 300 de milioane de la nerecuperați de la cei deja condamnați cu bunurile puse sub sechestru? Ce faceți cu datoria de la Rompetrol? Ce faceți cu datoriile de la Calea Ferată? Nu vă vedem acolo mergând cu 20 de mașini să vă războiți cu Calea Ferată. Nu v-am văzut luând vreo locomotivă sub sechestru. Nu, deci, dacă nu avem grijă și vrem să arătăm că suntem un stat care bagă spaima în toată lumea, foarte bine, băgați-o, dar să nu fiți ridicoli în acest proces. S-a mai pus un sechestru pe Lukoil, s-a ridicat repede. S-a ridicat repede că s-a răstit premierul, gata, s-a terminat cu evaziunea de la Lukoil Prahova. Deci aici ne decredibilizăm. Sau Dicotul, știm cu ce se ocupă, cu clanuri, cu crimă organizată, la aștia e absolut normal ca procurorul să ordone prezența mascaților. Dar când totuși te duci să iei un guler alb de ăsta de pe o terasă, da? Și trimiți 6 mascați, omul bându-și o cafea. Mă refer la Mazăre. Da? Cum a fost luată. Dom'le, e Mazăre. Mi-e antipatic și mie, vă e antipatic și altora, nu numai mie. Dar pentru ce trebuie spectacolul ăsta de forță? Când iei un guler alb, ăsta te duci, îl iei, gigel, adică am făcut ceva trafic de influență, ceva spălare de bani, ia-l decent. Asta, da, probabil e și asta o etapă prin care trebuie să trecem. Bun, da, mai departe. Văd că timpul se scurge, mai avea măcar 4 teme pe care aș vrea să le
să le parcurgem. Una este referitoare la campania electorală din 2009 și ce s-a întâmplat atunci cu moțiunea de cenzură. A căzut guvernul Boc și apoi alianța constituită atunci între PSD și PNL a venit cu propunerea Klaus Iohannis premier. Da, au fost momente din istoria mandatului meu, din istoria lor. Atunci a fost... am făcut alianța cu PSD-ul dintr-un motiv simplu. PNL-ul a refuzat să intre la guvernare dacă nu îi se dă funcția de prim-ministru. Atunci, mi-aduc aminte, eram în Modrogan 1, câștigase de data asta PDL-ul, e adevărat, avea cu 50.000 de voturi mai puțin decât PSD-ul, dar avea două mandate în Parlament mai mult decât PSD-ul, deci avea reprezentare parlamentară mai bună. Eu m-am dus în Modrogan 1 și i-am întrebat, ați început discuțiile cu liberalii? Nu știu, mi-au spus că au început niște tatonări. L-am rugat pe Emil Boc, care era președintele partidului, și pe Vasile Blaga, și nu mai țin minte cu cine am fost, vă duceți voi la sediul liberalilor și invitați la guvernare. S-au dus și s-au întors cu răspunsul lui Călin Popescu-Tăriceanu, da, guvernăm într-o singură condiție, dacă dați funcția de prim-ministru lui Călin Popescu-Tăriceanu. Dom'le, mi era imposibil, după ce știam că mă participase la suspendarea mea ca prim-ministru numit de mine. După ce știam dezastru pe care l-a făcut cu banii din Fondul Național de Dezvoltare, 3,2 miliarde care se încasase pe BRD, i-a aruncat în campanie către toată lumea. Știam ce făcuse cu economia. Mi-era imposibil să accept ideea de a-i mai da un mandat. Și le-am spus... Dragi colegi, puteți face orice, eu lui Călim Popescu-Tăriceanu sau unui liberal nu-i dau mandat de prim-ministru încă o dată. Le-am dat o dată, au făcut ce au făcut cu el, a doua oară nu le mai dau un astfel de mandat. Și atunci a apărut ideea, bun, hai să vedem care sunt prioritățile. Prioritate, revizuirea Constituției. Aveam eu la acea vreme aceeași idee pe care o am și acum, că trebuie revenit pe mandatul de 4 ani la președinte, suprapunere cu alegerile parlamentare. S-au dus, s-au discutat cu PSD-ul și s-a stabilit că... Cine a avut ideea discuțiilor cu PSD-ul? Le-ați dat dumneavoastră? Cred că e o idee care a venit de acolo. Păi dacă PNL-ul nu vrea, ce puteți să mai faci? Aici există declarațiile lui Ilie Sârbu, cum că a avut discuții cu dumneavoastră din timp. Ilie Sârbu se înfoaie mai mult decât îi permite. Cred că am avut o discuție înainte cu el, dar chiar și înainte de a-i trimite pe liderii PD la discuții cu liberalii. Și după ce a fost refuzul liberal, s-a valorificat oferta PSD-ului. Bun. Hai să mergem la ultima întrebare. Oh. Ultima. Momentul 2012. Să-l luăm. Momentul ianuarie-februarie 2012. Când a fost... celebra dumneavoastră ieșire publică cu, în care, Raed Arafat. Cu Raed Arafat, da. Care apoi a dat naștere unor mișcări de stradă, căderea guvernului Boc și venirea lui Mihai Răzvan. Atunci Gurea. Disputa toată a început de la noua lege a sănătății, o lege extrem de bună, și se dovedește și astăzi că împiedicarea promovării unei noi lege a sănătății va produce multe victime în spitalele din România. Pentru că nu există creat sistemul de concurență între spitalele statului. Vedem întâmplări la fiecare pas de malpraxis, de oameni care mor, deși nimeni nu le numără zilele, dar facem noi din proasta asistență să moară.
doctorului Arafat i s-a părut atunci că va pierde acest smurd. Ori eu nu asta spuneam. Eu spuneam smurd, da, dar hai să lăsăm și sectorul privat, și-a venit viața și mi-a dat dreptate. Dacă vrea să-și creeze facilități de intervenție în situații de risc, de pierdere de vieți umane, de ce să nu-și creeze? Spuneam eu, dacă un primar vrea să cumpere o salvare echipată și să aibă un asistent medical acolo care să ia omul din sat, să-l ducă, să nu mai chem din capitala de județ salvarea să vină să-l ia. Dacă vrea să-și facă un grup de intervenție, spre exemplu, mă gândeam la cei din zona montană, primăria să aibă pe lângă primărie un grup de 5 oameni antrenați să ducă să recupereze oameni de pe munte sau oriunde. Cu salvamontul insistam să fie, și s-a dovedit pe urmă a venit accidentul din Apuseni. Și s-a văzut ce bine ar fi fost dacă legea ar fi permis și altor structuri decât celor ale Ministerului de Interne să poată interveni. Că până la urmă niște oameni fără niciun fel de mijloace s-au dus și au găsit. Mai problema regionalizării. Da. Erau 3 județe, granițe de județ și așa mai departe. Acest lucru trebuie să întâmple. Indiferent cine s-ar opune, participarea și a altor structuri decât cele ale Ministerului de Interne este o necesitate. Sigur că este ușor, ai accidente pe DN1, să înșir 5 salvări roșii și cu oameni în uniforme. Și cu... Dar când ai accidentul în Apuseni, e o problemă. Și alta este modalitatea. Pe DN1 te duci, dai interviuri, vin toate televiziunile, salvările se înșiră una după alta, altele și albe și roșii. Cele din roșii cu paramedici, cu pompieri care n-au voie să facă nicio injecție, trebuie să vină și o salvare cu medicul de la spitalul de urgență. Nu spun lucrurile astea cu răutate, dar spun pentru că mai devreme sau mai târziu va trebui să le priceapă și Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne și extinderea capacității de salvare a oamenilor prin sisteme private sau prin sisteme ale primăriilor trebuie să se producă. Mi-aduc aminte când am discutat această lege, l-am chemat pe șeful ISU, era colonel. Un colonel. Unul din argumentele pe care mi le-a dat de ce nu trebuie, n-au ce căuta privații, păi îi plătește din banii noștri. Unul din argumentele spuse în cabinetul președintelui României. Păi s-ar lua bani din banii noștri. Da, la viața măstuia, nu te gândești. E ca la acel raport, la celebra discuție cu doamna Chioveș și legat de Revoluție. Undeva în raport scria, au murit doar 38 de oameni. Mi s-a părut incredibilă formulare. De fapt, asta m-a înfuriat atunci și ați văzut fragmentele pe care le-ați văzut. Nu știu în ce împrejurare se explica acolo că au murit doar, această formulare doar m-a scos din minți, pur și simplu. Bun. Deci, această lege a sănătății a fost cea care a alimentat. Domnul Arafat a devenit un exponent împotriva tiranului care voia să fure smurdul. Acum de ieși lumea în stradă? Credeți că au fost Nu, au și ieșit din proprie inițiativă, nu numai scoși. Au fost și bine stimulați de televiziuni, Intactul și-a făcut datoria pe deplin, dar era adunată o stare de chiar și ură împotriva președintelui, împotriva guvernului după din acea vreme. După măsurile de austeritate. Pentru că foarte puțin le-au acceptat. Atunci premierul Boc și-a dat demisia. Au fost discuții în perioada aceea ca să plece de la guvernare, da, mai din am timp? Am avut discuții foarte serioase și Emil Boc înțelesese că e o stare
de tensiune în societate care trebuie diminuată într-un fel sau altul. Și eu îmi dădeam seama de acest lucru și am ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este depunerea mandatului și să aducem în fruntea guvernului un prim-ministru chipurile tehnocrat. S-a găsit soluția cu Ungureanu. Cum ați ajuns? Pentru că nu puteai numi pe altcineva tot de la PDL. Tot din acest motiv al tentativei de a detensiona situația socială. N-am reușit pentru că s-a dovedit încă o dată că un prim-ministru tehnocrat nu reușește să-și țină grupul parlamentar sub control sau alături în totalitate. Da, cum ați ajuns la varianta Răzvan Ungureanu? Păi, din discuții. George Maior a fost și el o variantă? Nu. Că s-a tot vorbit în perioada. N-a fost exclus. Am câteva întrebări la cititor cu răspunsuri, întrebări scurte, răspunsuri ultra scurte, dacă se poate, ca să nu depășim timpul. O întrebare, ați avut vreodată încredere în Victor Ponta de când îl cunoașteți în politică? N-am avut și vă pot spune că l-am desemnat în mai după căderea guvernului Ungureanu, pentru că era liderul unei formațiuni USL-ului care oricum dobândise majoritate în Parlament, deci n-aveam ce să fac, era clar, guvernul PDL pierduse majoritatea în Parlament, iar să fac ce făcusem în 2009, două, trei numiri, când țara abia ieșea din criză, mi s-a părut mult prea mult. Și atunci am spus, dăm opoziției funcția de prim-ministru. Ceea ce, că mulți îmi spun, da, tu l-ai numit pe Ponta. Frate, voi ați dat 68% din voturi la alegerile din toamnă. Nu aveam cum, Constituția nu-mi dădea voie să desemnez pe altcineva. Credeți că va rămâne până în 2016 Victor Ponta la guvern? După alegerile din noiembrie am crezut că nu. Acum sunt convins că da. Văd că îl tămâiază pe Iohannis de dimineață până seara și lui Iohannis se pare că îi place. După 100 de zile de mandat, Klaus Iohannis, 100 și ceva de acum, considerați că a făcut vreo greșeală sau care a fost principala greșeală? N-aș judeca acum un președinte. Hai să se apropie de sfârșitul mandatului. Există o altă întrebare. Există vreo instituție media, apropo de libertatea presei, de ziua libertății presei, la căreia nu îi veți călca pragul? Păi sunt deja, dar nu le nominalizez. Am înțeles. Dar dacă mai există vreo întrebare... Hai, cred că a fost suficient. E o listă mare, dar să zicem după mai lăsăm pentru altă emisiune. Dacă promiteți că mai veniți la noi... O să mai vin, cu siguranță. Vă așteptăm. Și eu vă mulțumesc mult. Mulțumim mult pentru prezență, mulțumim mult pentru atenție. S-a uitat în număr mare. Aveți fani pe internet de data asta. Se vede și din postările noastre pe Facebook. Vă regăsim pe Facebook, așadar aveți o comunitate destul de mare. Da. Nu o comparăm cu actualul președinte. Nu. Nu e cazul. Nici nu mi-aș putea permite. Mulțumim mult pentru prezența în studio, mulțumim mult pentru atenție, mulțumesc mult, Dan Marinescu. Revenim imediat la Adevărul Live în continuare.